Potrivit poliției, o tânără de 20 de ani din comuna Mușetești, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 661 Câmpu Mare, într-o curbă periculoasă la stânga, nu a adaptat viteza, a derapat și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar pe sensul opus de un tânăr de 28 de ani din comuna Scoarța, după care a ieșit în afara părții carosabile. Inspectoratul pentru situații de urgență a intervenit cu două echipaje pentru descarcerare și un echipaj smurt din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și două echipaje din cadrul serviciului de ambulanță Gorj, care au constatat că în urma impactului au rezultat 4 victime, două femei în vârstă de 20 și 41 de ani, un bărbat în vârstă de 49 de ani și o fetiță de 11 ani. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Scoarta, satul Câmpu Mare, în care au fost implicate două autovehicule. La fața locului s-au deplasat două echipaje pentru descarcerare și un echipaj smurt din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și două echipaje din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj, care au constatat că în urma impactului au rezultat 4 victime, două femei în vârstă de 20, respectiv 41 de ani, un bărbat în vârstă de 49 de ani și o fetiță de 11 ani. Victimele erau conștiente și nu erau încarcerate. Acestea au primit primul ajutor calificat și au fost transportate la unitatea de primiri urgențe pentru investigații medicale suplimentare. Conducătorii auto au fost testați cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat faptul că o tânără de 20 de ani din comuna Mușetești, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 661 Câmpu Mare, într-o curbă periculoasă la stânga, nu a adaptat viteza, a derapat și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar pe sensul opus de un tânăr de 28 de ani din comuna Scoarța, după care a ieșit în afara părții carosabile. În urma impactului, conducătoarea auto, două femei de 48 de ani și o fetiță de 11 ani, pasageri în același autoturism, au suferit leziuni fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.